Un accident rutier a fost produs seara trecută în Drobeta, Turnu Severin, de către un bărbat care consumase cantități mari de băuturi alcoolice. La efectuarea manevrei de mers înapoi, bărbatul a reușit să avarieze încă două autoturisme parcate. Polițiștii medințeni au rămas uimiți atunci când bărbatul a dat peste cap aparatul etilotest. Un accident rutier s-a produs seara trecută pe Walter Mărăcineanu, când un bărbat a avariat două autoturisme parcate atunci când încerca să efectueze manevre de mers înapoi. Mai mult decât atât, bărbatul în vârstă de 35 de ani din localitatea Șimian a reușit să uimească polițiștii atunci când a fost testat cu privire la consumul de băuturi alcoolice. Etilotestul a indicat o valoare de 1,32 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Un bărbat de 35 de ani în localitatea Șimiană, în timp ce conducea un autoturism pe strada Walter Mărăcineanu din municipiul Drobeta, Turnu Severin, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea manevrei de mers înapoi și a intrat în colizie cu alte două autoturisme parcate. În urma impactului nu au rezultat victime umane și doar avarii auto. Conducătorul auto a fost testat cu privire la consumul de băuturi alcoolice, aparatul etilotest indicând o valoare de 1,32 mg per litru alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care conducătorul auto a fost condus la unitate medicală în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea cu exactitate alcoolemiei. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.